Cinci dintre victimele incendiului de la Piatra Neamț nu au fost încă identificate. Familiile așteaptă rezultatele ADN pentru a-și putea înmormânta rudele. Colega mea, Ana, este la Piatra Neamț. Ana, ce zic rudele celor decedați? Au primit vreun răspuns? Rudele deocamdată nu au ajuns aici la spital. Probele ADN au fost prelevate și trimise la București. Deci vor mai trebui să aibă puțină răbdare pentru că în această dimineață trebuie să ajungă rezultatele. Cel mai probabil trebuie să ajungă și rudele din moment în moment pentru că bieții oameni trebuie să se pregătească acum și de înmormântare. Aseară a fost un marș al tăcerii în centrul orașului. Câți oameni au participat? Au fost aproximativ 50 de oameni. Să știi că ei au mers de la Teatrul Tineretului cu candele în mână până aici la spital. În momentul în care au ajuns, au aprins aceste candele și au început să scandeze. Oamenii erau supărați și scandările erau împotriva spitalului, dar și a conducerii Consiliului Județean.